Sute de hectare de culturi au fost afectate de grindină săptămâna trecută în județul Gorj în timpul unei furtuni violente. Meteorologii avertizaseră asupra fenomenelor extreme care s-au manifestat în aproape întreg județul. Cele mai mari suprafețe afectate au fost la Turceni și Câlnic. Săptămâna trecută a fost comisia stabilită prin ordinul prefectului, s-a deplasat în localitatea Țicleni, unde s-au constatat următoarele palme. La cultura de porumb avem 192 de hectare de cultură afectate de grindină, grâu 11 hectare, viță de vie 51 de hectare, livezi 65 de hectare și grădini familiare 27 de hectare. Culturile au fost afectate în urma vigiliei și grindinei căzute în perioada 17-21 iulie. Urmează astăzi și mâine să evaluăm pagubile produse și în localitatea Câlnic și vom face o notă de informare către instituția prefectului și Ministerul Agriculturii. Reprezentanții Direcției Agricole spun că păgubiții pot primi despăgubiri doar dacă au avut culturile asigurate. În general, când au fost suprafețe însemnate, am obținut despăgubiri pentru că intră în obligativitatea fiecărui fermier să-și asigure culturile, pentru că legea privind despăgubirile în urma calamităților naturale din 2018 a fost abrogată și intră în sarcina fiecărui fermier să-și asigure culturile. În ultima perioadă, Gorjul a fost lovit de fenomene meteo extreme, de la caniculă la căderi consistente de grindină și vijelii puternice.